Ce bucurie pentru mine, mai ales să vă găsesc încă o dată să vin în casele voastre. Sper să fie bucurie și pentru voi, că de fapt nu vă obligă nimeni să ne urmăriți. Și ne urmăriți dacă vreți să ne urmăriți, dacă nu, nu ne urmăriți. Și atunci deja ați face o cu durere. O seară pentru familie, o seară care sperăm să fie o binecuvântare și pentru voi. Sunt sigur că va fi o binecuvântare pentru mine. În seara aceasta aduc în fața dumneavoastră, în case, în suflet, familia Onufrei. Onu. Onu Frei, da? Daniel? Dănuț. Dănuț. Așa ești în acte, Dănuț. Și? Gina. Gina. Așa ești în acte, Gina? Exact. Deci fără prescurtări. Așa, bun. Dănuț și Gina. Domnul să vă binecuvinteze, vă mulțumesc că v-ați făcut timp să veniți, sunteți bine, fericiți. În ce etapă a vieții? Prima. Prima etapă a vieții. Așa, cam câte etape vă propuneți? Măcar 5. Măcar 5. Oh, copiilor, dacă vreți să scăpați de ei, faceți numărătoarea. Sper că ați fost bun la matematică și o să vedeți ce frumos o să fie. Cum, Gina, cum te-ai caracterizat în etapa asta vieții, în prima etapă? Bine, zic eu. Până aici mă bucur de tot ce Domnul mi-a dat. Și suntem plini de energie, plini de râvnă. Ne străduim să fim părinți buni. Apropo că ai zis de părinți, citeam, chiar aici am deschis, citeam înainte de emisiune, pasajul acela în care mama fiilor lui Zebedei se duce la Domnul Iisus Hristos și spune: Doamne, am o dorință. Copiii mei, doi băieți să fie lângă tine, unul la dreapta, unul la stânga. Când citești pasajul ăsta, sigur l-ai citit de multe ori, o condamni sau o apreciezi? Apreciez dorința ei că fie să fie atât de aproape de Domnul. Chiar apreciez. Adică nu e normal pentru o mamă. Da. Deci eu cred că mamă, cel mai important scop în viață este să-ți vezi copiii lângă Domnul. Nu cred că este mai profund și mai important ceva pe viața asta. Adică tu să vezi zici copiii. Asta ca să-mi placă mie Nu. Și dacă ați întreba copiii, v-ar putea spune că de fiecare dată, asta le repet, restul lucrurilor nu contează așa de mult. Contează, trebuie să fie harnici, trebuie să fie înțelepți, trebuie să învețe, să aibă o meserie bună, să se căsătorească cu cine trebuie. Dar cel mai important lucru este să înțeleagă pe Domnul, să-L iubească din toată inima și să-L slujească. Eu am zis că noi ar trebui să fim atât de aproape de Domnul ca într-o zi să nu mai fim aproape, să fim una cu El. O, da. Mai profund. Ce poate face un tată, Dănuț? Ce poate face un tată ca băiatul, fata lui sau mai mult să fie aproape de Dumnezeu? Cred că, în primul rând, să fie un exemplu pentru copii. Să fie el aproape de Dumnezeu. El, prima dată, să fie aproape de Domnul și copiii, în general, copiază părinții. Cel puțin la o vârstă. La o vârstă, dar copiii își găsesc un model. Părinți, poate în tată mai mult ca mamă, dar uneori le găsim în tată, fetele, mamă. Dar găsim exemple din astea nenumărate, care copiii au călcat pe urmele părinților. Așa cum și la bine și la rău. Da. Tragedia este că dacă noi ca părinți nu ne dăm seama că mergem greșit și că copiii noștri ne pot urma exemplu, acolo este problema. De-aia este bine ca părinți să ne luăm în serios rolul de părinte și să fim exemplu. Și e suficient să încerci să fii un exemplu sau trebuie și să le spui? Trebuie să și le spui, dar dacă ești un exemplu, în același moment și spui. Ca ai curat să spui. Da. Și putem vorbi și fără cuvinte. Prin exemplu nostru. Ce poate face o mamă? Multe. Am înțeles, prima dată să-l ajute pe tata să fie ce trebuie. Da, multe. O mamă trebuie să vegheze necurmat, să se roage necurmat și tot la fel să vorbească cu copiii necurmat. Să știi să te apropii de el și atunci când
când a fost elev sau știu, a făcut ceva brav, dar să știi să te apropii de el și când are probleme. Eu mă gândeam, am avut un mesaj cândva, mai recent, pe chestia asta, că uneori și eu am mai criticat-o pe mama firului Zebedei, că o critică mulți, și m-am gândit, dar nu e cel mai normal lucru să-ți dorești copiii lângă Domnul, numai că ce mă gândesc eu, ea nu s-a gândit doar să fie copiii lângă Domnul în veșnicie. Copiii ei erau lângă Domnul aici pe pământ. Și eu m-am întrebat, oare copiii ăștia erau mari? Când a zis Domnul Iisus Hristos, veniți după mine. Și spune Biblia că au lăsat tot ce l-a urmat. Oare nu a avut o influență și mama, care probabil le-o fi spus înainte. Vedeți că am auzit că a venit Iisus Fiul lui Dumnezeu. Am auzit că și ea ucenici. În caz că vă cheamă, lăsați barca, totul, duceți-vă, mai am în grijă dacă trebuie cu nevestele voastre, de neveste, de prunci, că toți am vrea să avem copii lângă Domnul în veșnicie. Nu știu dacă toți am vrea să-i avem și aici lângă El, foarte, foarte aproape. Da, am început cu copii. Câți copii aveți? Trei. Domnul se binecuvinteze. O fată. De fapt, acum avem patru. Adică s-a măritat fata? S-a măritat fata, avem un frumos, tinere. Frumos. Și el știe că e fecior sau că nu s-o prins, știe, da. Știe că e iubit și respectat și acceptat de noi ca și copilul nostru. Și îi convine chestia asta. Da, și cred și eu, nu? Bă, și nouă ne convine că el va accepta să fie copilul nostru, deci chiar e. Deci fata căsătorită? Da, și bebeț. Ce e mai greu să crești, băieți sau fete? Cred că băieții mai greu în zilele astea, dar Nu e imposibil. Poate e greu să-i crești, dar atunci când ai nevoie de ajutor, un băieț găsești, când e vorba de muncă brută, să zicem. Fetele, știm că de obicei ajută pe mamă, dar băieții ajută pe tată. În limita posibilității. Să se descurce. Ai altceva, da. Câți ani căsătorie aveți? 28. V-ați căsătorit ca în fine? Nu. Zic eu? N-aș zice. 24-25. Frumos, bine acolo. Aici să te duci acum în vârstă. Nu, stau să calculez. Mie nu prea îmi place, dar așa fac și eu. Deci ca să nu greșești, știi că te întreabă câte unul, câți ani de căsătorie ai? Deci eu stau să calculez, din 89, calculează tu, cât îți ies, chiar nu mă interesează. Dar mie nu-mi place că n-ar face așa cum e acum, ce mă pui să fac eu matematici de câte ori. În 28 de ani de căsătorie, ce ați descoperit? Multe. Multe și de câte feluri? Da, de colorat. Multe. În primul rând am crescut amândoi spiritual în timpul ăsta. Apoi am învățat să fim părinți. Nu știam ce înseamnă să fii părinte. Ba, pe n-ați crezut că le știți pe toate. Da, și am crezut adevărat. Dar nu le-am știut pe toate și nici acum nu le știm pe toate. Mai avem de învățat. Acum le știu copiii pe toate, stai. Da. Dar nu se cânta pe vremea tinerițe voastre. Nu e ușor să fii părinte. Da. De multe ori nu gândim la ceea ce cântăm. Și noi le cântam părinților, știi, da. Exact. Dar viața este o provocare, viața de familie este o provocare, în același timp părerea mea este că și o încercare în fiecare zi. Dumnezeu tot ne încearcă și ne modelează să tot cioplim în noi și caractere și mai ales ceea ce Dumnezeu ne spune în viața spirituală. Am descoperit. Cioplitul e mai mult la bărbați, nu? Nu. În amândoi și în copii. Te-ai gândit înainte de căsătorie la multe, nu? Că vor veni. Păi, nu știu, ca tânăr, dacă te gândești la prea multe. Dar pe parcursul căsătoriei descoperi multe. Și descoperind, încerci să dai rezolvare la lucruri. Ați avut probleme cu copiii, cu nașterea, cu sarcina sau aici a fost ok? Am avut de toate. După fată, după ce am născut, n-am crezut că să mai avem alți copii. Dar
nu e așa întotdeauna cum ne gândim noi sau ne speriem de multe ori. Dumnezeu ne-a mai dat încă doi băieți. Eu am RH negativ, el pozitiv și s-au întâmplat mai multe. Mulțumim Domnului că trecut toate. Stăm la aceeași masă. Da. Stăm la aceeași masă și bem aceeași apă. Dar știi ce îmi place, Doamne, la chestia asta? Că noi suntem pozitivi tot. Deci noi suntem pozitivi. Dar el o să spună că de aici apar problemele. În situația de față, cu pandemia, nu-i prea bine să fii pozitiv. Da, eu zic pozitiv totdeauna. Adică da. Privim lucrurile frumos. Deci Dumnezeu continuă să fie bun, să facă minuni. Da. Când a fost mai ușor cu copiii? Când au fost mici sau când sunt mari? Greu de spus. A fost greu când au fost mici, într-un fel. Acum e un alt greu când sunt mari. Dar... Și frumos. Mama mea spunea că atunci când copiii sunt mici, problemele sunt mici. Când copiii sunt mari, problemele sunt mari. N-am înțeles-o. N-am înțeles-o, dar așa este. Da? În același timp, este o provocare și, nu știu, ce e frumos, ce văd eu la noi, crescând copiii și tu cauți să înveți pe ei și să-i ajuți să se apropie de Dumnezeu și să modelezi în ei un caracter frumos, dar în același timp te modelezi pe tine. Deci e fantastic. Dar n-ai cum, că sunt împreună. Da. Acum nu mai zic ce frământări are o mamă de fată înainte de a se mărita fata, că fata e măritată, Domnul se binecuvinteze. Amin. Ce frământări are o mamă de băieți înainte de a se însura băieții? Să spun adevărat, o frământare mare nu este, pentru că așa ca și la fată, mă rog la Dumnezeu și stau în pacea care întrece orice pricepere, deci chiar... Mă rog și atât. Te rogi pentru căsătoria lor? Absolut, de când s-au născut. De când s-au născut? Da. Și ce îi cer Domnului așa în mare? Prima dată să fie un partener, am cerut la fată și eu tot la fel partener la băieți, care să-L iubească Dumnezeu prima dată. Și apoi pe ei să iubească, spre exemplu acum la băieți, să iubească pe ei. Să nu fie o fată egoistă, o fată care, nu, mai întâi să iubească pe Dumnezeu și apoi pe asta cer la Dumnezeu, să le dea un ajutor potrivit, așa cum spune Scriptura. Și apoi mai sunt câteva pe listă, dar nu, alea... Nu. Și s-a întâmplat, cum băieții au început o poveste cu o fată sau fata, când înainte să căsătorească, n-au tot vorbit cu Robert, și tot timpul am spus, Doamne, dacă e de la Tine, ajută să meargă până la capăt și să se căsătorească și dacă nu e de la Tine, desparte-i Tu, nu eu. Sau dacă la băieți s-a întâmplat ceva, o poveste între ei, între o prietene de-a lor și ei, am spus, eu nu spun nimic. Eu mă rog și atât. Voi trebuie să simțiți dacă sunteți unul pentru altul sau nu. Nu sunt eu în măsură să spun, mergi sau nu mergi. Schimbând un pic subiectul, Dane, ai avut ceva probleme de sănătate în urmă cu câțiva ani? Da. Te gândești că am zis ceva probleme? Mă gândesc că dacă tot timpul când este vorba despre situația asta, am așa emoții pentru că știu prin ce am trecut, știu cum sunt acum și nu știu, nu găsesc cuvinte să mă întreb de ce am trecut, de ce am scăpat de bolă, dar Dumnezeu îmi controlă toate lucrurile și... Sensul ăsta, stau un pic așa și am emoții când vorbesc despre lucrurile astea. Ca și om, nu-ți dorești să treci prin lucrurile astea, dar am învățat un lucru din Scriptură, că trebuie să mulțumim Domnului pentru toate lucrurile. Chiar și pentru încercări,
chiar și pentru boală și nu vreau să fie o lauda mea, dar în momentul când am trecut prin boală, poate mulți nu o să creadă ce spun acum, dar i-am mulțumit Domnului pentru că a îngăduit asta în viața mea și că chiar eram în perioada când eram foarte rău și mulțumeam. Poate Dumnezeu a privit la inima mea și... Și în îndurarea lui cea mare? Da, îndurarea lui... Păi că prin muziceți, nu a fost chiar nu. Am avut o rectocolită foarte urâtă și ar fi trebuit să fie operat de, dacă 2 ani, cred. Da. Și o descoperit-o cu 6 ani. Deci a fost o perioadă foarte grea și navetă la Cluj, Târgu Mureș. A fost internat foarte mult și des. Mă gândeam acum în perioada asta cum aș fi trecut prin pandemia asta, mergând și de 3 ori pe săptămână la spital sau internându-mă câte o săptămână, două, sau un interval de o lună, două. Deci nu contează când Dumnezeu trimite sau îngăde, adică contează și când Dumnezeu trimite sau îngăde. Și perioada. Contează foarte mult, dar să le aibă El în control. Da, cred că și din privința asta Dumnezeu este în control și El a hotărât toate. Mulțumesc că chiar nu mai am absolut nicio problemă. Chiar dacă mai iau un tratament, uneori am spus că le iau degeaba și consum banii de la casa de asigurări. Dar mă simt bine. Izabeli, ce ai spus tu cu mulțumirea? Sigur, dacă nu îți dă Dumnezeu putere, n-ai cum. Am stat și m-am gândit în anumite ocazii, că noi predicatori avem versete și astea toate sunt bune. Eu strig slăvit să fie Domnul și sunt izbăvit, da, sau chestii de genul ăsta. Dar câteodată parcă îmi venea să zic mulțumesc frumos, un pic ironic. Știi, să mă uit așa la Dumnezeu să spun, da, am făcut asta. Știi cum a zis Iov, știi? Bun, nu mă compar eu cu Iov nici în ce-o făcut, nici în greutăți, dar Iov, până la un moment dat, când se ceartă cu Dumnezeu, spune, am fost, am făcut, am văzut, pentru ce mi-ai dat, no, e ok, dar mulțumesc frumos, așa. Ai momente în viață în care, dacă nu ești atent, poți zice și ironic, Doamne, pentru tot ce am făcut, dacă asta e răsplata, da, mulțumesc frumos, da. Și apoi stai să te gândești, bă, nu poți fi așa, că Dumnezeu tot știe, dar nu e ușor să mulțumești. Dar eu cred că de multe ori o rugăciune sinceră de mulțumire face mai mult decât 100 de ceri. Când chiar te încrezi în Dumnezeu și spui, da, așa hotărăști tu. Mulțumesc frumos. Da. A schimbat un pic relația cu Dumnezeu, perspectiva asupra vieții, chestia asta? Da. Chiar foarte mult. Acum, fiecare când se uită la viața lui, știe prin ce-a trecut, ce-a făcut, cum a mers. Eu, adică, făcând o autoevaluare, pot să spun că e pe plus, nu pe minus. Da, dar tu ai fost pocăit, da, și înainte, om serios, în relație cu Dumnezeu. Da, dar știți cum e, pocăința asta trebuie practicată nu numai în perioade bune, trebuie practicată și în perioade mai grele. Și cred că atunci poate satisfacția mai mare. Pe lângă faptul că am trecut prin boală, am trecut și prin faliment, am trecut prin mai multe lucruri și cu toate astea cred că ne-am apropiat mai mult împreună. Nu mai eu pot să vorbesc în dreptul meu, dar împreună ne-am apropiat mai mult de Domnul și am mulțumit chiar și pentru faliment. Dumnezeu știe să le programeze toate, numai noi trebuie să fim atenți la detalii.
atunci când Dumnezeu ne pregătește un detaliu din asta, să îi mulțumim că ne l-a dat la momentul potrivit. Acum nu știu dacă prin microfoanele pocnetul de la șemineu, dar spuneam într-o emisiune unde am pocnit un pic mai tare, zic, nu, vi-l arătăm, dar e frumos. Deci, când te pune Dumnezeu în cuptor, știi că așa de departe e fain să te uiți, bat flăcările. Deci cum? Cum e cu falimentul? Îți spun, greu. Deci nu puteam să spunem că suntem tuta oameni și să ajungi, muncești, să sacrifici tot. Am început de sub zero, noi ca și familiști. Când ne-am căsătorit, încă aveam datorie la apartamentul în care stăteam. După care am mers, am sacrificat multe. Și am fost în Israel, am stat 2 ani și am muncit și am lăsat copil de 9 luni acasă. Deci am sacrificat, am fost copii, zic eu, cum spune, avem cineva drag nou, fratele Budac, am fost prostuț. Am fost prostuț și am sacrificat multe. Și Dumnezeu ne-a binecuvântat din punct de vedere material. Dar și după care tot am fost acasă, împreună cu copiii. Dar eu am o vorbă, zic că am fost acasă, dar nu eram acasă. Deci am fost cu copiii, dar nu eram cu copiii. Da, da, nu eram cu copiii. Și atunci, ce-i frumos că Dumnezeu știe toate lucrurile când să le facă. Și când băieții erau adolescenți, când aveau cel mai mult nevoie de noi, a venit alimentul. Și din Sucevița, cât ați văzut acolo unde stăm, cât de mare locație este, ne-a dus înapoi în apartament, într-un loc mic, unde să ne putem vedea bine unul pe altul. Există? Unde putem nici copiii să... nu mai puteau fugi exact. Prea mult. Da, da, da. Să ne putem cunoaște mai bine nevoile unul la celălalt. Și poate nu o să vă vină să credeți, dar în momentul în care ne-am rezolvat niște lucruri, când noi am știut sigur că înapoi la Sucevița nu ne mai întoarcem, că așa am plecat să nu ne mai întoarcem, Dumnezeu după un an jumătate ne-a dus înapoi acolo. Și acum frumusețea Dumnezeu, de lucrurile în faliment, adică în afaceri, nu s-au redres. Dar ne-au învățat multe, multe, multe lucruri. Să ne mulțumim cu ce avem. Exact. Și eu zic că în două lucruri, adică spuneam rugăciunea Tatălui nostru de când eram copii. Dar niciodată n-am înțeles-o așa profund decât în perioada falimentului și două lucruri care le-am priceput este pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă azi. Noi am vrut să strângem ca și poporul Israel, manul de câteva zile și s-o strângă. Și încă un lucru, n-am, tot spuneam, facă-se voia ta. Să spuneam mecanic fără să gândesc. Dar e fantastic când înțelegi care e voia lui Dumnezeu. Tot fratele Budac avea o predică, zice, pierderi câștigătoare. Cum poți să pierzi și să câștigi? Ce e asta? Și am trăit-o pe pielea noastră. Am pierdut unele lucruri materiale și le-am pierdut. Dar am câștigat frumusețea familiei, apropierea copiilor de Dumnezeu, care, cum vă spuneam mai la început, e fantastic. Ăsta e scopul pentru care trăim. Și acum muncim. Pentru pâinea de toate zilele, pentru pâinea noastră cea de toate zile, dă-ne nouă astăzi, da? Și încercăm să adunăm mai puțin ca să avem mâinile libere, da. Să putem lucra. Vreau să te întreb, că știu că ești implicat în slujirea din biserică sau așa. Toate chestiile astea te-au ajutat mai mult să te gândești la slujirea din biserică? Da, adică, cum spun, slujirea care o fac în biserică necesită un timp. Doar știți că aveți atâta experiență. Atâta experiență și nu poți să faci chiar toate lucrurile și să spui, hai, am lucrat până sâmbătă seara, acum mă pregătesc pentru mâine, că merg la biserică. Și... nu. Lucrurile se fac din timp, pregătit, chiar dacă poate mi-aș dori mai mult timp să am pentru lucrarea asta. Dar în limita posibilităților facem
lucrarea ca pentru Domnul. E uneori greu, dar când vezi roadele, te bucuri. Și am schimbat ceva în noi, în lista priorităților, deci chiar am schimbat mult. Noi credeam că facem bine și lucrarea Domnului, așa, eu cel puțin așa credeam, că sunt și o mamă bună și în biserică îmi fac bine treaba și eu am vrut să le fac pe toate. Deci și om de afaceri și părinte și slujitor, dar am schimbat lista priorităților. Și acum am timp să povestesc mai mult copii, am înțeles alte lucruri, le-am greșit acolo unde în comunicarea cu ei. E bine. Și am mai învățat ceva, am fost câțiva ani la rând la un centru de sănătate unde au frații adventiști la Hergelia. Da, și am mers acolo și printre altele ei promovează schimbarea stilului de viață. Nu promovează altceva. Schimbarea stilului de viață. Și am învățat un lucru, că e bine să ai ordine în lucruri. Chiar dacă noi facem multe lucruri, dar le facem poate haotic. Ei pun accent foarte mult pentru mâncarea de dimineață, micul dejun, și mâncare. Pun accent pe rugăciune, pun accent pe citirea Scripturii și după toate astea, dacă mai este timp și pentru muncă. Și am învățat lucrurile astea și chiar am în jur de 6 ani, de când ne-am pus câteva lucruri în ordine. Să nu plec din casă fără să mă rog, fără să citesc și fără să mănânc. Și regulat, nu ocazional. Și asta face foarte mult în momentul când pleci dimineața cu lucrurile astea la muncă. Bine, eu am și o expresie a mea. Eu alimentez înainte de a pleca la drum. Mm-hmm. Da. Dar trupul nu-l alimentezi, că n-ai vreme, că nu știu ce știi. Dar noi ca oameni uităm să alimentăm de multe ori și rămânem în pană pe drum și ne întrebăm, dar de ce mai merge mașina? Da, nu alimentăm nici sufletul, da, nu alimentăm nici trupul. Acum da. Ne referim și la... Sigur. Da. Spuneam odată și la biserică, noi mâncăm de 3 ori pe zi, recomandat de medic, dimineața, la mea și seara, ca să putem să avem o viață sănătoasă, să trăim și mai mult, dacă se poate. Dar dacă nu hrănești sufletul... Îi dăm cu un energizant. Da. Iisus plângea. Îi dăm energizante, dar nu ține. Nu ține, da. Și de la energizant cedează inima. Și da. Nu le folosesc, deci am zis numai așa cu mine. Nu, și... dar în paranteză, da, fiind spus, energizantul care îl folosim noi ca creștini doar ocazional, da, da. Poate să... Crăpăm de tot, da. Și ne mirăm după asta de ce. Dacă v-ați face niște planuri pentru viitor și ați vrea Dumnezeu să le binecuvinteze, ce planuri ați face? Nu m-am gândit la un plan așa pe termen lung, dar planul care ar fi și ar fi de dorit pentru fiecare să ajungem unde ne-am pornit. Asta ar fi un plan pe termen lung, să ajungem la țintă. Și asta ne dorim pentru, puțin doresc pentru mine, pentru familie, pentru copii, pentru frați. Cât mai mulți, da. Cât mai mulți. În urmă cu 28 de ani, cum a fost nunta? Lungă. Lungă? Cum adică lungă? Păi așa cum e la o nuntă, nu? Nuntă care nu poți să reții foarte multe amănunte, cu toate că Gina mai reține mai multe amănunte. Eu abar n-am ce a fost, când a fost, cum a fost. A fost duminică. Dar cred că duminică. Da, da. Unde a fost? La marginea, la biserică. Asta știu și eu. La marginea, la biserică și în curte la părinții lui am făcut un cort mare și... La urmă a avut vreo 300 și ceva de invitații. Destul de mulți. Da. Să vă spun că pentru tata nunta am făcut eu toate torturile. Până pe la 3 am terminat torturile și la 9 era mireasă. A, sâmbătă noaptea tu terminai torturile? Da,
Ți-a plăcut? Ți-a plăcut sau n-ai avut ce face? Nu, mi-a plăcut și îmi place și astăzi. Îmi place și astăzi să gătesc, să uimesc. Ce fel de torturi? Atunci au fost două torturi, unul cu nucă și unul cu cremă de vanilie. Și exista atunci tortul merese? Exista? Nu. Nu? Nu. Toate erau amerese. Doar multe torturi care se tăiau și am pus câte două feluri pe fiecare farfurie. Deci am făcut multe torturi și am servit. Da. Nu știu dacă până dimineața ai stat la torturi, ai fost trează la biserică? Da. Și punctuală? Da. Dacă nu... Dacă nu ce? Dacă nu, pastorul te... Nu ne cununa. Nu, glumesc. Nu, chiar am fost punctualele. Am ajuns bine, nu am întârziat. Dar am dormit puțin. De multe ori dorm puțin ca să iasă toate lucrurile bine. Sunt gata oricând să renunț la somn dacă trebuie. Câteodată... Bine, asta se plătește. Da, adevărat. Asta. Mai devreme, mai târziu se plătește, dar nu, bine factura. Și deci a fost lung la biserică sau lungă masa? Nu, program de biserică, cum era, după biserică, masa și după deci, masă... Deci duminică dimineața, înțeleg. Da, duminică dimineața. Așa. După masă am venit cu tinere, la tot, la Suceviță, era doar temelia la locația unde avem acum și am stat acolo un foc de tabără până spre dimineață. Frumos, interesant, da? Da, păi acum, după o vreme, am început noi cu să facem noi, să organizăm nunți, pentru că în 2004 am cumpărat acolo la Suceviță și am făcut multe, multe nunți, dar la toate miresele le spun, nu fi stresată, lasă să ocupi altul, uite, eu mă ocup de asta, eu de asta, pentru că eu la nunta mea o trebuie să-mi fac grămadă de lucruri, aproape pe toate. Dacă venea cineva, zice, a venit șeful tău, unde l-aș dăm? Leacă șeful tău, ce-i dăm? Toate m-au implicat pe mine, eram atât de obosită. Nu, deci acum, eu spun asta nu vis-a-vis de mire și de mireasă, vis-a-vis mirele și mireasa nu trebuie să aibă nicio treabă cu chestia asta, dar eu spun că ar fi frumos inclusiv părinții mirelui. Da, deci, ideal ar fi să... Deci, tu se căsătorește fiica ta, se căsătorește băiatul și tu vezi numai torturi, minuni și ăla pleacă, ăla vine. Lasă, Doamne, de ce oare de pe timpul Domnului Iisus aveau maestru de ceremonii, știi, care se ocupa și se ocupa ăla, că mai este, nu mai este, s-a terminat, s-a împuținat. Da, dacă în maestru de ceremonii mama mirese, de exemplu. Păi, dar ce să caute mama mirese? Ca la fata noastră, cum? Maestru de ceremonie a fost... Mama merese, da. Dar nu era mai bine să fie mamă în loc de maestru de ceremonie? Da. Măcar la băieți. Aici e altă poveste, pentru că mi-aș fi dorit să plătesc o firmă de ornare și să... La fată vorbesc când s-o căsătorit, pentru că eu pe toate miresele care erau la noi, tot ne-am spus, bucură-te de ziua de azi, nu te implica, lasă, asta face ăla, ăla face ăla la altul. Tu bucură-te, pentru că eu când mă uit la poze, le mele de la nunta noastră, zic, toate pozele, fața mea arăta oboseala și arăta că eram terminată. Și zic, tu bucură-te, ziua ta, astăzi ziua ta. Asta am vrut să facem și la fată, numai că nunta fetei a venit în momentul cel mai de jos am. Și clar, n-ai avut bani să plătești una, nici să faci cealaltă. Da. Și atunci trebuie să le faci tu. Dar o ieșit o nuntă. Oh, sigur a ieșit o nuntă. Da. Și aici am învățat un lucru. Pentru că dacă eram perioada în care eram bine financiar, m-aș fi lăudat. Eu mă cunosc. Da? Și m-aș fi lăudat. Am făcut o nuntă. Ori în momentul în care n-aveai nimic. Deci am avut o poveste. Și nu vrei să le zici la copii că... Exact, nu le-am spus. Eu simțeam pe fată că era împovărată, Dănuța era terminată, deci mergeam în drum spre Iași, trebuia să testăm meniul și pe drumul sună că încă o mașină s-a dus. Deci, eram că am ajuns acolo, ne-am întâlnit. În sensul voluatul sau... Da, exact, banca, da. Și când am ajuns acolo, trebuia să fii și cu cuscri cu care nu te cunoșteai prea bine, da?
trebuia să arăt și o față care trebuia să fie ok. Că noi ne pregătim da, de nuntă, okay, da. Da. Și numai trebuia tu știai ce e înăuntru tău, da. Da. Ori când, după ce a trecut totul, deci tot la fel am muncit, până nu mai simțeam mâna, am făcut ornamentele de flori toate în loc, dar nu sunt dăduse niște bani să plătesc apartamentul copiilor, renovarea din apartament și așa. Eu când am văzut bănuții aia în mână, am spus, mulțumesc, Doamne, că am bat! Am mers și am cumpărat tot ce trebuie, am spus, mai contează că muncesc eu, m-au ajutat și copiii mei și nepoții, toată lumea, am făcut echipă acolo. Ori după ce a trecut tot și când am dat un ochi în spate, am spus, Doamne, Tu ai vrut să mă înveți un lucru. Tot în toate lucrurile depindem de Tine, pentru că altfel eu m-aș fi lăudat. Ori așa am văzut mâna Ta. Nici nu-mi venea să cred. Le-am făcut o notă chiar frumoasă, să vă arătăm poze, deci chiar frumos a ieșit totul. Și le-am zis, cu câți bani, cu câtă jertfă, nu mai contează, dar Dumnezeu te-a ajutat și asta eu cred că asta e frumusețea, când Dumnezeu te învață niște lucruri și îți arată că El ține toate mântul. Dar altfel noi ne-am, mai ales eu cum sunt, aș spune că eu am făcut ce am vrea, Dumnezeu îmi vrea să spună El este. Da, de asta mi-a plăcut mult. Deci după masa de la nunta voastră, ne ducem cu tineri, foc de tabără. De multe ori spuneam așa, dar nu știu dacă acum se mai aplică, dar pe vremea noastră spuneam. Nu-mi place la nuntă. Nu-mi place niciodată să stau după mâncare sau ceva. Dacă e să aleg între orice mâncare acum și nu știu ce mâncare mai târziu, acum scrijele și m-am dus mai departe. Da? Dar și nici la nuntă nu-mi plac pauzele alea kilometrice, că nu mai știi dacă ai mâncat pe lună sau... Și le spuneam și eu vreau, oameni, dați mâncare obișnuit, nu forțați pe nimeni, nu, dați obișnuit. Când toată lumea care nu mai are niciun interes să rămână, o mânca, s-o săturat, îți dă plicul și pleacă, lăsați să rămână tinerii, toți care vor, prăjituri pe masă, bucurați, alea chiar e frumos. Da, păi vedeți, noi nu vă știam pe atunci, da? Să da, facem da. Ceea ce gândiți, dar asta am făcut. Și a fost foarte fain. Și a fost fain, da. Eu, din tinereții, am fost omul grupului. Deci m-am implicat foarte mult în biserică, am fost învățător de copii, după asta cu tinerii, mergeam pe munte, Dănuț tot, un om vesel și tot timpul îi spuneam că e omul de gașcă. Și atunci, asta era frumusețea. Era natural, exact, da, era natural. Exact. Asta chiar era bucuria voastră. Da, da. Eram bucuroși că au venit toți tinerii și am rămas acolo. Și... frumos. Dar... Voi ați crescut în familie de oameni credincioși? Da. Bunicul meu din partea tatălui a fost dintre primii în marginea care s-au pocăit și părinții au urmat și ei, au fost 10 copii, fiecare a fost credincioși. Din partea mamei, numai ea. Ea s-a pocăit la vârsta de 16-17 ani, după aceea s-a căsătorit undeva la 19 ani și de atunci au și ei 67 de ani, făcut acum în septembrie. Frumos, wow. Alții nu prin viață, 68. Te avantajează că te naști și crești în familie de oameni credincioși sau nu? Da. În ce sens? Părerea mea, până să pricep și să ai Dumnezeu să facă în tine nașterea din nou, îți dau un caracter frumos, adică îți construiesc părinți un caracter frumos. Și asta contează. Chiar sunt mulți, poate unii, care nu aleg să rămână credincioși. Dar se văd copiii care sunt crescuți în familie de credincioși și ceilalți. Omenia și toate celelalte. Da, onestitate, o grămadă de lucruri care le înveți. Chiar dintre copiii credincioși care aleg să meargă în lume, n-au acea libertate de a face orice. Nu, și că odată ce s-a pus să mânți acolo, nu mai poți chiar. Da. Macină acolo ceva și de obicei majoritatea revin la sursă.
Unii mai ușor, alții mai greu, da, dar... Depinde de caracter aici. Și este și felul cum cresc în familie. Dacă eu mers la biserică forțați, e mai greu să vină după un timp înapoi. Dacă urmez din plăcere, de obicei rămân. Și... Ai ceva sechele din copilărie vis-a-vis de chestia asta? N-aș putea să spun că am, că am avut fericirea să fiu printre ultimii copii la părinți. Chiar am fost 10 ani cel mai mic. A, și a fost strictețea un pic mai... Strictețea a fost mai la început, ca la orice părinte. Când sunt căsătoriți mai proaspăt, atunci sunt mai stricți, poate și cu copiii, și pe timp ce trece de o vârstă, devenim mai toleranți. Ne mai vine minte, da, mai, mai vine învățăm, minte, da. Mai... Da, da. Ne aducem aminte că și noi am fost ca ei. Și... Sau poate chiar vedem, da, că nu a funcționat, da, chiar da, cum am vrut, da, la primul copil, al doilea. Dacă una, eu mereu spun, una este să vorbești de principii și altceva de metode. Principiile sunt sfinte, nu le poți schimba niciodată, metodele nu funcționează de la un copil, exact, la altul sau la același copil, de la un an la altul. Exact, mai ales că așa zic, diferiți unul de celălalt, încât noi avem doi băieți, sunt atâta de diferiți amândoi, că chiar nu s-aplică. Bun, dar gândește-te, ce diferență de vârstă între ei? 3 ani. 3 ani, da, așa frumos. Și la tine, între tine și primul, cât erau? Să mă gândesc acum. 13 ani. Da, deci între... vorbesc de o altă lume. Dar când vorbesc între sora mea care e după mine și prima soră care e, 22 de ani. Da. Păi ar putea fi maritată cu, da, copilul ei, da, știi? Păi avea deja copii, da? Da, da, și când mama lui a avut-o pe Dana, era mai mică decât... În același timp a născut la o lună diferență. Da. Deci când te-ai născut maică-mea și la o lună a născut soră. Îți dai seama, aici totuși e mai ușor, dar eu mă gândeam la un moment dat, când se trăia 800 de ani, cu tare. Deci imaginează-ți, dar n-am stat să fac calcule, știi că nici nu le poți face, dar mă gândeam așa, se căsătorește omul și să zic că la 40 de ani are primul copil, da? Și apoi, nu știu, când aveai 800 de ani, până la ce vârstă tot făceai copii, că bănuiesc că tot, da, făceai, știi, că era altfel repartizată. Păi copilul ăla care l-a născut la 40 de ani și copilul care l-a născut la 600 de ani. Da. Deci ăsta cu ăștia erau frați și copilul ăla care s-a însurat și el după asta la 40 de ani, deci când taică-s-o avea 80 de ani, îți dai seama câtă vârstă avea, știi? Și ăsta, deci cred că niște... Dar atunci nu cred că era cu diferențe de generații. Cu... Nu știm, nu știm cum, dar... Zic, la urmă, bă, tu te înțelegi cu maică, ai 18 ani diferență între voi. Păi cum s-o înțeles aia că era 600 de ani diferență? Da, da. Da, e interesant lucrurile frumoase. Merită să te împaci cu Dumnezeu în tinerețe sau nu? Da. Chiar recent am avut o temă de, să zic așa, de studii, de dezbatere pentru o seară pe Zoom. Este bine pentru un om să poarte un jug în tinerețea lui. Și chiar acolo s-au dat multe exemple și unul din juguri este jugul Hristos. Crucea de Hristos. Da. Și este important să alegi de tânăr pentru că îți dă direcție. Că jugul e pentru a merge drept și cel care conduce îl dirigează bine. Și atunci când ești călăuzit și mergi drept, n-ai cum să dai. Și cu cât e mai din tinerețe, cu atât mai bine. Pentru că apare perioada a doua, a treia din viață și în cele mai multe cazuri îți pare rău pentru că n-ai făcut asta din tinerețe. Pentru cei care cu adevărat se apropie de Hristos. Știi cum e? Noi de atâtea ori spunem jugul lui Hristos, dar uităm că e jugul cu Hristos. Da. Adică El e cu noi, da, acolo, ne ajută, deci nu... Păi El trage cu noi. Asta chiar spunea, dar nu, da, zice că un jug neapărat trebuie doi. Deci da, unul da, el și unul tu. Și El poartă greutatea, noi suntem aia... Da, da. Care da, la jug acolo, de obicei nu se pun...
două animale, când se puneau, diferite. Trebuia să fie aproximativ la fel. De exemplu, nu să fie unul mai înalt și unul mai mic, sau unul care e mai iute și unul mai încet. Spuneau să fie echilibru în joc, ca să meargă împreună. Aici, când suntem împreună cu Hristos, Hristos știe când să tragă, când să stea, când să ne dirigeze, să mergem. Păi bun, acum că tot am intrat, probabil pe la cabana asta frumoasă, dacă ne uitam, am găsit și un joc, că nu mai știu ce frumuse sunt pe aici. Și le mulțumim celor care ne-au primit aici. Cred, auzeam eu parcă din bătrân, știi că pui un animal care știe foarte bine, experimentat. El, experimentat, că nu găseam cuvântul, și vine începătorul care, păi aici știm, Hristos este cel care știe tot și el are grijă și mine împreună cu noi. Ce frumos, da. Chiar dacă de multe ori spunem noi că tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare, nu o zicem cu un aer de înmormântare, de privechi, pentru că faptul că trece tinerețea nu întotdeauna înseamnă că trece viața, poate fi și că trece viața, dar nu întotdeauna trece viața, și la noi faptul că trece viața nu înseamnă că trece fericirea, că noi ne îndreptăm înspre glorie, înspre ceea ce ne-a pregătit Domnul Iisus Hristos. Și dacă aici suntem, cum spuneam, în jug împreună cu El, și este bine că suntem împreună cu El, niciodată nu putem să uităm și nu ar trebui să ne permitem să ne uităm că dincolo suntem în glorie împreună cu El. Și sunt pasaje biblice pe care parcă nici nu ne-ar veni să credem când Domnul spune că vor fi scaune de domnie, domnim și noi împreună cu El, ne bucurăm. Sau pasaje din Scriptură care spune că El se va încinge să ne slujească, adică El, dincolo de imaginația noastră, cum se manifestă bunătatea lui Dumnezeu față de noi. De aceea mereu vă încurajăm, dacă nu aveți o relație personală cu Dumnezeu, începeți-o cât mai curând în viață. Și știți cum spun eu, niciodată nu o să fii mai tânăr ca astăzi. Asta înseamnă în tinerețe, astăzi te împaci cu Dumnezeu. Dacă aveți o relație cu Dumnezeu, atunci este foarte important să o întăriți, să fie mereu proaspătă. Și nu vreau să zic că Dumnezeu a trebuit să aducă suferință ca să vă întărească relația cu El. Dar câteodată focul te călește, te ajută acolo Dumnezeu. Dacă ești acolo cu El și ești acolo trimis de El, e mai greu când ești acolo cu greșeli sau în greșeli de noastră. Și atunci Dumnezeu tot e bun și ne iartă și ne ajută. Dacă sunteți necăsătoriți, să știți că Dumnezeu are băieți și fete bune. Totul este să fiți aproape de El, să vă consultați cu El, să-L ascultați. Dacă sunteți familiști și nu aveți nicio problemă, mulțumiți lui Dumnezeu, nu-i judecați pe alții care poate sunt în valoarea plângerii. Dacă ați trecut de acolo și sunteți iarăși pe munte cu Domnul, nu uitați să-i mulțumiți și nu uitați să fiți o încurajare pentru cei care sunt prin zile, traversează zile un pic mai sumbre și soarele nu este așa de strălucitor cum ar vrea ei, dar soarele este acolo, Dumnezeu este prezent. Mulțumesc tare mult că ați venit, știu că am putea povesti foarte multe, dar nu le dăm nu așa decât un crâmpei. Dacă vreți să știți mai multe despre ei, dați o fugă până la Sucevița. Auziți că acum aș mai fac timp. Am vrut să... Hai să vă întreb, chiar dacă v-am mulțumit tot. Voi puteți să închideți, că trebuie să-i întreb ceva important. Atâția ani la rând ați avut tabere de tineri și ce ați învățat de la tinerii aia? Sau ce ați învățat despre tine? O grămadă de lucruri. În primul rând, energia lor, curajul lor, căutările lor, deci eu când am avut tabere acolo, îmi făceam timp când era pe moment, exact. Să mai povestesc cu ei sau când aveau niciodată. Și frumos, eu chiar condamn pe cei care spun: "Oh, tinerii din ziua de azi, deci tu te vorbești cu tine." Da. Deci învață de la el, caută să-l înțelegi. Nu uita niciodată că și tu ai fost cândva. Nu te deranja, dar nu-ți gălăgia. Mai juca un fotbal, mai spărgea un geam. Nu. No. Jucai și tu pe ei sau cum? Am mai jucat și eu, cu toate că eu m-am ocupat mai puțin cu partea de turism. Era gen cu asta, dar când veneam, n-am găsit niciodată, să spun, domnul, prea mare deranjul, ia să oprim. Ba din contră, mă bucuram. Facem și acum chiar. Nu știu, cred că anul ăsta am făcut mai puțin cu pandemia, dar... Nu a fost voie deloc. Dar e, asta am vrut să vă spun. Dacă aveți copii, chiar bucurați-vă de ei. Cresc repede și
după asta plângem că n-am avut timp suficient și ne regretăm greșelile, dar timpul nu se întoarce. Și, din nou, dacă aveți copii buni, mulțumiți Domnului că e bunătatea Lui. Dacă aveți copii unde mai trebuie Dumnezeu să lucreze, aveți răbdare, că Dumnezeu a avut răbdare și cu voi și cu noi. Și dacă vedeți copii altora care nu sunt chiar așa cum ați vrea voi, nu mai criticați. Încercați să vedeți ce ați putea face și voi. Măcar o luptă spirituală, o rugăciune, un cuvânt de încurajare, ceva, ca să-i ajutați să fie copii, în primul rând, pe placul Domnului și apoi dacă o să ne placă și nouă. Bine, dacă nu ne place nouă, nu contează, să fie plăcut Domnului Iisus Hristos. Mulțumim frumos pentru tot, rămâneți sub binecuvântarea lui Dumnezeu și fiți binecuvântare pentru cât mai mulți.